S-a ridicat problema că... El a fost dealerul meu de... N-a mai găsit-o. Ia stai un pic să ne uităm ce avem pe în zonă pe aici. A făcut repede, a prospectat piața la incredibilul preț de 100 de lei. Repede, repede, răspunde. Alo, da. Am tot tras tare, m-am simțit extraordinar. Zici că eram în filme. Da, ce tu la mine, s-a terminat? Nu te mai uita așa. What a good day to be a gangster. Uite-te și tu ce background avem aici, băi, tată, băi, lemn masiv. Dacă încă nu a intrat clipul în care v-am prezentat unde suntem, îmi pare sincer rău. Și dacă a intrat și voi nu v-ați uitat, îmi pare sincer rău. Trebuie să vă duceți să vă uitați la el. Ăștia ne-au greșit camera. Tu vrei să spui cu că te-ai reîndrăgostit de mine, nu? Da, haideți să primim. Poți să te părăsc, Mihai, un pic cu ideea ta? De fapt, cu două am încercat. Cu două. Da, bun, da? În altă ordine de idei, ultima dată rămăseserăm la faptul că urmează să venim să ne cazăm undeva super mișto, ceea ce am și făcut. Am venit aici, totul a decurs super smooth, pentru că aveam deja rezervarea făcută, am ajuns la recepție, ne-a introdus datele, am plătit și am urcat la etajul 1, unde se află această superbisimă cameră în care ne aflăm acum. Și mai avem și noi și alte treburi, în afară de a filma, în afară de a poza, de a face reels-uri, de a ne bucura efectiv de locul în care suntem. Așa că prima dată a trebuit să ne rezolvăm noi treburile, iar când a venit vorba de a filma și de a fotografia, s-a ridicat problema că Mihai nu are pantofi. Asta se întâmplă de obicei, nu cred că e o mirare pentru mine, sigur n-a fost nici pentru voi. Nu cred că s-a gândit cineva că dețin o colecție de pantofi negri super eleganți. Are și el o pereche de pantofi bună. Bună perechea de pantofi. Pe care? N-am mai găsit-o. Atât de bine am pus. Da, nu știu pe unde e ascunsă, că n-am mai găsit-o. Și am zis, lasă măi că venim noi astăzi în București, la Liviuță, și el are pantofi. El a fost dealerul meu de pantofi tot timpul. Întotdeauna i-am spus, băi, am și nevoie de o pereche de pantofi. Ia fratele meu, uite aici de care vrei, el tot poartă. Dar ghinionul face că și el să nu fie avut deloc pantofi astăzi, pentru că nu mai stă în locul în care stătea, i-a dus, așa că am ajuns la el și a zis, băi, n-am. Păi ce facem? Da. Și eu am venit, înclemam între viață și somn, cum ar fi. Dormeam aici, de fapt ce să mai înclemam? Dormeam și visam. Și Cristina vorbea cu mine și zicea, băi, n-ai pantofi? Băi, n-ai pantofi. Bă, ce facem? Zic, o fac un șoset. Nu se poate să faci un șoset. Ai venit și cu Adidas ăștia sport, nu se pupă la outfit. Și zicea, ia stai un pic să ne uităm ce avem pe în zonă pe aici. A făcut repede, a prospectat piața. Da, avem așa. Mergem spre Cismigiu, avem două magazine, între care unul Marelbo și altul cu pantofi. Sau avem H&M, unde pe site au pantofește, astea sunt prețurile zi. Ce facem? Zice, bă, având în vedere că pantofește trebuie să fie așa, pantofi de schimb, cum ar fi, nu ceva extraordinar pentru mine, să mergem spre H&M să-i luăm pe aia clasici, așa frumoși. Erau 130 de lei, ăștia pe la Marelbo, nu știu, 200, 300, ceva de gen. Și zic, hai spre H&M. Și mergând noi spre H&M așa frumos, H&M-ul de la Unirii, apropo, de la Unirea Shopping Center, am dat un magazin care se numea Michel, dacă nu mă înșel, din ce mi-aduc eu aminte, l-a filmat Cristina. Da, dar... Am mai dat unul. Înainte de Michel am mai intrat în două. Da. Măi, nu sări peste detalii. În două? Păi da. Okay. Am intrat prima dată în unul care era fix aici, la strada noastră, și erau articole din piele-piele. Piele-piele. Da. Și costa o pereche de pantofi 200 de lei. Am zis, bă... Bun, ok, dar... Am speranță în H&M. Da.
După aceea am mai dat de încă un magazin. Nu știu dacă erau din piele sau nu, dar la ce prețuri aveau, cred că erau. Era o pereche 300 de lei, dar erau la 50% reducere, deci 150 de lei, dar nu erau chiar feeling-ul potrivit. Și am zis, hai până la urmă până la H&M și dacă nu găsim la H&M, avem unde să ne întoarcem. După ce Cristina a pus toate detaliile pe care eu le-am arătat, am intrat în magazinul Michel, unde am văzut de la stradă că erau mulți pantofi și de damă și de bărbat. Și ne-am uitat și noi pe acolo, am prospectat un pic să vedem ce se întâmplă și am găsit o pereche foarte frumoasă pe care am și luat-o. La incredibilul preț de 100 de lei. Fix. Fix, fix. Zic, bă, super frumoși, super negri, da. Super simpli, exact cum ne trebuiau nouă. Mm. I-am zis doamnei, m-a întrebat ce mărime, i-am spus acolo 44-45 ce au ei. Și mi-a dus 45. L-am pus în picior, cam mare, din păcate. Lucrul ăsta am mai pățit și la pantofii pe care îi luam de la Libiuță, pentru că el poartă 45, sau a avut niște pantofi care mi-a dat mie 45 și se simțea că sunt mai mari. Și zic, băi, dacă tot am posibilitatea, hai să întreb dacă are și 44. Mi-a adus 44, au venit perfect în picioare, i-am cumpărat. Și am plecat înapoi spre hotel să ne apucăm de treabă, pentru că deja eram în întârziere. Eu mi-am făcut baie pentru că aveam neapărat nevoie să-mi stea părul bine și să mă simt eu fresh. În tot timpul ăsta Mihai al meu a dormit. Oh, dar știi ce bine am dormit? Eu mi-am făcut toate mendrele, m-am îndreptat la păr, m-am machiat, m-am aranjat, mi-am călcat rochea, el tot cu somnul. Bun. Mă uitam la televizor, ca în șanț, eu mă pun să mă uit un pic, că e la sport. Da. Era ceva emisiune de sport. Și când a venit, eram cu perna într-o simbioză totală. Exact. Și de atunci și până acum am tot tras tare. Am făcut room tour-ul, am făcut un reels care cred că va trebui să-l repetăm mâine ca să fie o lumină frumoasă. Nicio problemă. Depinde dacă ne trezim suficient de devreme încât să prindem lumina aia frumoasă de la răsărit. Sigur ne trezim suficient de vreme pentru că trebuie să mai luăm parcare și să și mutăm mașina din parcare de acolo de unde am luat-o. Da. Unde am pus-o. Bun, deci dacă ne trezim suficient de devreme, o să facem cu aceeași lumină frumoasă, o să refacem acest reels. Da. Am făcut și vreo 3-4 poze, care acelea nu trebuie repetate pentru că au ieșit exact cum trebuie. Noroc cu acest obiectiv de pe care filmăm și acum, care el este la vreo 3-4 metri de noi, dar își face treaba absolut excelent în cele mai nașpa condiții de lumină, pentru că acum este cam întunecat aici așa în cameră, e așa foarte moody, foarte... Da, asta pentru că sunt cele două lămpi de la avem noi în spatele patului și mai sunt două lămpi în, în fața patului, cum ne uităm noi la cameră. Nu au nimic sus. Da. Pentru o cameră de hotel este absolut perfect această lumină. Adică... Pe ce n-am venit la studio? Da, pentru un studio foto nu se pretează lumina asta, dar noroc cu obiectivul ăsta că am aranjat și pozele. Asta nu înseamnă că le-am aranjat pe toate. Noi privim spre ziua de mâine și spre posibilitățile pe care aceasta le implică, dar... Ce voiam să mai spun, în momentul în care am ieșit din hotel ca să mergem să căutăm acești pantofi, băi, deci m-am simțit extraordinar. Zici că eram în filme, cu toate clădirile astea frumoase din jur, oamenii tot la fel frumoși, aranjați, tichisiți. Wow, deci m-am simțit extraordinar și am revenit la același sentiment despre București pe care l-am avut la începutul sosirii mele aici, și anume că mă scoate din minți pentru că 50% îl iubesc foarte tare pentru momentele astea cum am avut astăzi și 50% îl urăsc
la fel de tare pe cât îl iubesc pentru toate momentele în care efectiv te calcă cu bocancul pe cap când ți-e lumea mai dragă. Ca, na, acum nu există doar bine și doar frumos, știi, da, și tu. Da, problema doar depinde mine că ești la 50 și exact, n-ai lege încă exact unde să dai 1%. Exact, exact. Eu zic totuși, după ce terminăm, să spunem unde ai dat 1%. Da. Și eu cred că cu ce ne-am propus noi să închidem Bucureștiul, ar trebui să dai 10, 15, 20%. Așa că mai rămâne să vă uitați, că da, o să vedeți acolo. Da. Eu sunt convins. Pentru mine, cum i-am spus și astăzi, în zonele astea și oricum în, pe unde ne-am primat și așa, m-a făcut să-mi placă și mai mult. Chiar dacă am avut și eu o perioadă în care eram ca ea, dar dacă alegem să venim în locurile astea mișto și să ne petrecem timpul prin aceste locuri, cred că nu o să fie o problemă. Chiar ziceam, băi, dacă aș avea posibilitatea să trăiesc într-un hotel, da, wow! Da. Fai de capul meu, genial. Să stai în camerele astea absolut minunate, să te duci frumos la restaurant, să te duci la spa, să te duci la fitness, să... Nici nu știu dacă există pe lumea asta cineva care să facă chestia. Cum să nu? De ce să nu? Dacă sunt oameni care au câștigă milioane, miliarde de euro, cum să nu poate să-și permită câteva sute de euro sau mii de euro? Nu că nu poate să-și permită. Dacă își dorește. Să o fac, așa. Cred că sunt niște oameni, adică, da, este super confortabil și fără nicio grijă și ai posibilitatea să alegi de, hai, te-ai săturat într-un loc, te duci în alt loc și ești la fel de mișto. Normal. Exact, da. Și dacă nu sunt eu, o să fim noi, țineți minte și asta. Seara aproape că se termină, asta din punct de vedere al ceasului, pentru că din punctul nostru de vedere, clar nu se termină aici, pentru că după ce vorbesc acum cu voi, o să trebuiască să închid și să fac un alt videoclip, care nici acela nu știu dacă a intrat sau nu până acum, dar stați liniștiți că el o să vină, este vorba despre ce ne-am luat cu noi pentru aceste 4 zile în București. Așa că stați pe aproape, noi stăm super aproape și acum ne-am și comandat și noi ceva de mâncare. Păi, ce am zis? M-am zis la prânz. Da. Cred. Da, am zis. Am zis. Acum am pus telefonul la încărcat, comanda e acolo, cam în 20 de minute ar trebui să vină. Da. De comandat știți, adică nu e o surpriză. Fanii adevărați, vă rog să scrieți în comentarii ce ne cumpărăm noi mereu din București. Ce ne cumpărăm noi mereu să mâncăm când dăm comandă mereu. Da, bine, ce mâncăm noi absolut mereu, fără nicio greață și de la ce firmă cumpărăm noi mereu din București. Da, de la ce restaurant. Da. Gata, vă lăsăm, așteptăm și noi mâncărița și apoi treabă nene. Treabă nene că hotelul ăsta nu s-a plătit degeaba. Opa. Ia auziți. Yes. Asta e mâncare. Hai, repede, răspunde. Alo, da. Sunt sigur, o să cobori imediat. Bine, la revedere. Bine, pa! Deci 20 minute ale mele au fost așa, a venit mâncare. Să mergem să luăm. V-am dus pizza. Bravo, dragule. Ce faceți? Vreți o pizza? Mhm. Vreau mai multe. Una la persoana asta. Hai. Haideți să mâncăm. Haideți. This is how we do it, baby. Da, ne-am dat seama că oriunde ne-am duce, cam așa o să arate camera noastră. Asta pentru că acum suntem și în lipsă de timp. Deci, curățenia la plecare, da? O să vă arătăm că nu contează cum arată cât sunt noi, contează cum o lăsăm. Exact. Thank you.
Ce tu examene? S-a terminat? Nu te mai uita așa. S-a terminat. S-au terminat, de fapt, cele 24 de ore. Nici măcar 24 nu sunt. Sunt 21. S-au terminat cele 21 de ore petrecute în acest hotel, în această cameră. Băi, băi, ești incredibil, băi, băi. Tot pun alarme ca să fac și niște poze în cameră, pentru că, bineînțeles, că iarăși am uitat să fac poze și acum la plecare trebuie să fac și aceste poze. Și, după cum spuneam, ne-am trezit super devreme, dar înainte să ne trezim vreau să zic că am dormit extraordinar de prost din cauza mea, pentru că noi acasă dormim cu televizorul pornit, dar cu luminositatea dată la minim, contrastul la minim, culorile la minim, tot la minim. Să fie doar așa o mică lumină, da. Și în seara asta am zis, bă, știi ce, las televizorul pe cea mai luminoasă chestie posibilă. Și o să adorm, nicio problemă. Am adormit, doar că de câte ori mă întorceam spre televizor, mă trezeam și mi-am dat seama de chestia asta și am zis, ei, lasă că mă întorc pe partea alaltă și nu o să mai mă trezesc. Și iarăși mă întorceam pe cealaltă parte, lângă televizor și mă trezeam. Și pe lângă treaba asta cu televizorul a mai fost și grija mea, că aveam grija asta să mă trezesc cel târziu la 6. Și m-am tot trezit din oră în oră ca să fiu sigură că apuc să mă trezesc la 6. Și da, din cauza acestor două interferențe m-am trezit foarte prost. Dar asta n-a contat câtuși de puțin, pentru că uitați-vă și voi unde suntem. Adică uiți de orice problemă de-asta minoră în momentul în care te trezești aici. Așa că m-am trezit, fuga la baie, fuga machiaj, m-am îmbrăcat. După ce m-am îmbrăcat eu, l-am trezit și pe Mihai. Da, asta pentru că eu am dormit foarte bine. Da. Eu nu am avut nicio problemă cu televizorul. Singura mea grijă era să mă trezesc dimineața și să cumpăr din o parcare sau să mut mașina de acolo de unde am parcat. Pentru că ne-am luat un soi de țepuță, pentru că atunci când am luat parcare aici în fața hotelului, am zis, bă, luăm o parcare pe 24 de ore. No. Că noi așa am crezut că este pe o zi. Am zis că e o zi de când am luat-o până exact, da. 24 de ore de când am achiziționat parcare. N-a fost așa, a fost doar până la ora 23:59 și 59 de secunde și din păcate dimineața a trebuit să ori să plătesc parcare de la ora 7 pentru că de atunci devenea cu plată, ori să o mut undeva fără plată. Și am scos mașina pentru că era de vreme, la 6:45 am plecat. Am zis, băi, sigur găsim, pentru că am intrat pe aplicație și am văzut niște parcări prin zonă fără plată. Ne-am învârtit vreo 10 minute, am parcat în vreo două locuri, după aia am văzut că era cu plată și am găsit în altă parte, am parcat-o la, nu știu, maxim 500 de metri de aici. Da. Deci asta a fost grija mea, dar nu m-a oprit din a dormi bine. Ba chiar am avut probleme la trezire. Pe mine chiar m-a oprit din a dormi bine și n-am avut nicio problemă la trezire, pentru că abia așteptam să mă trezesc o dată și să știu, bă, gata, e 6, m-am trezit, aia e, decât să stau să mă trezesc din oră în oră fix degeaba. Bun, am trecut peste toate aceste interferențe și am luat frumos aparatul, ne-am dus aici la scări, pentru că eu îmi fac de fiecare dată research-ul. Stop, ai greșit, primul lucru pe care l-am făcut, am luat frumos telefonul și ne-am dus pe terasă și ne-am terminat reels-ul. Da, corect, asta a fost primul lucru. După aia. Da, în timpul în care am venit de la parcare, m-am oprit la recepție și am arătat domnului de acolo o poză pe care o găsim eu pe Instagram cu o scară. Și noi nu văzusem această scară, pentru că imediat cum am ieșit, ne-am dus în dreapta, unde este o oglindă foarte frumoasă, apoi stânga, unde este liftul și următoarea ușă era această terasă, unde am filmat. Și apoi noi ne-am tot dus încolo și holul. Zic, bă, incredibil, asta o fi o scară de-aia privată, unde doar ăștia cu cele mai scumpe camere se duc acolo. Da, eu întreb, poate totuși pot să fac și eu acolo o poză. Și am întrebat și a zis, da, e fix aici. Și am zis, ok. Și l-a zis, da, puteți să mergeți acolo. Și zic, hai, ok, hai să mergem acolo. Și era fix în zona unde este și spa-ul. Și era
scară la liber pentru toată lumea și când am urcat ne-am dat seama că... Era două camere distanță de noi. Da, doar că în partea stângă, nu în partea dreaptă unde ne-am dus spre terasă. Așa că am luat frumușel aparatul, ne-am dus acolo să facem niște poze. Nu mi-au plăcut pentru că nu-mi plăcea cum arată rochea, prima rochie acolo, așa că ne-am întors aici, am schimbat rochea. Ne-am dus iarăși la scări, am făcut un soi de poze, după al doilea soi de poze, după al treilea. Deci trei tipuri de poze am făcut acolo la scări. De, cred că patru. Apoi ne-am întors aici în cameră, am făcut încă două reels-uri aici pe geam, cu cafeluța de dimineață. Spor la cafeluță. Așa. Am făcut... Bună dimineața într-o zi de miercuri. Spor la cafeluță. Da. Am făcut iarăși încă două feluri de poze aici la geam, am făcut încă o poză aici la această servantă pe care o avem în fața noastră, am făcut încă una aici la cifonier. Deci ne-am pozat și ne-am filmat, ne-au sărit capacele. Asta pentru că, ce să vedeți, aici nu se aplică regula care se aplică pe unele Airbnb-uri, care asta m-a scos... Din sărite. M-a scos din toate mințile, efectiv, chestia asta, pentru că inițial găsim niște Airbnb-uri foarte frumoase, tot pe același stil, și am zis, băi, trebuie să le închirim, era și 300 de lei pe noapte, adică ceva foarte puțin pentru ce era acolo, dar era acolo menționat cu steluță că în cazul în care vrei să filmezi și să fotografiezi, se percepe o taxă. Băi, ok, înțeleg dacă vrei să filmezi acolo o reclamă sau ceva comercial. Și am dat mesaj, bună ziua, vrem și noi să facem fotografii, să filmăm și nu este în scop comercial, este în scop personal, se percepe taxă? Da, se percepe o taxă de 100 de euro în care este inclusă și cazarea. Normal că nu ne-a convenit, dar am zis, băi, de la 300 de lei până la 500 de lei, pentru aia 200 de lei chiar merită să facem acolo poze, pentru că era un spațiu destul de mare și am zis ok, facem așa, am plătit suma pentru cazare, urmând ulterior să plătesc și diferența de bani. Fix la un minut după ce am plătit, am primit un mesaj că de fapt nu este 100 de euro, este 200 de euro. Și am zis, bă, deja era prea mult. E prea mult. Cu banii ăștia mă duc la două cazări diferite foarte luxoase. Adică nu, în niciun caz nu o să dau 200 de euro să stau acolo pentru două poze pe care le fac și pe care nu câștig absolut nimic. Chiar dacă nu făceam vlog. Pur și simplu ne duceam acolo noi doi într-o vacanță în București, făceam poze și le puneam pe Facebook să le vadă maică mea. Eu trebuia să plătesc că ea 200 de euro că am pus poze pe Facebook. Da, tocmai asta a fost discuția, asta le-am explicat. Asta e regula. Ne-am conformat, am înțeles-o. Înțeleg, o accept, dar nu vreau să plătesc pentru ea. Da, evident, poate vin alți oameni care dacă ar posta, ar face reclamă. Exact. Și s-ar înmulți cazările acolo, lumea exact, ar veni da. Să se cazeze. Poate ei nu gândesc așa. Da. Se bucură la câștigul... Imediat. Tot răul spre bine, pentru că imediat am schimbat placa și m-am dus pe Booking, unde aveam salvate hoteluri, printre care și acesta la care suntem acum, și nu regret absolut nicio secundă, chiar mă bucur. Așa că am terminat pe aici de strâns în cameră, am făcut curățenie, am lăsat-o la fel cum am găsit-o, pentru că așa ne place să facem în momentul în care ajungem la altcineva acasă, indiferent că este într-un Airbnb sau într-un hotel, ne place să lăsăm la fel de curat pe cât am găsit. Cristina s-a ținut de cuvânt și face ce a zis și ce țipa telefonul la ea să facă, și anume poze la cameră. Iar aici vreau să vă arăt că ne-am ținut de cuvânt, da? Am făcut curățenie, că v-am arătat mai devreme cum era. Și când ai Cristina, this is how we do it. Ei, uite, și așa, this is how we do it. Acum, eu cel puțin, mă simt absolut extenuată. Deci, tot ce am nevoie acum este să dorm. O să, în
câteva momente o să am și un pat pe care să dorm, dar nu se poate face acest lucru pentru că avem de filmat 3 videoclipuri, avem de făcut o groază de poze și reels-uri și mai avem și de muncit în afară de toate aceste lucruri menționate. Așa că cel mai probabil o să mă demachez, o să-mi fac iarăși baie din cap până în picioare. O să mâncăm ceva? Da, o să mâncăm ceva, apoi mă machez și din nou treabă până târziu noapte. Până târziu noapte, da. Așa că vă lăsăm cu aceste gânduri aici și ne auzim cu altele din următoarea locație. Să vină peștele. Și a și venit acest frumos caras. Am avut o trăsătură de cap, l-am prins. Am avut o nouă trăsătură. Așa mai mergi? Stai cu minte. A părut acest frumos cu un pește. Stai că am prins așa mult pește de s-a rupt minciugul.